Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă întâlnire Lira Tea Talks. Invitatul nostru de astăzi este unul dintre acei oameni pe care e musai să îi întâlnim măcar o dată în viață. Nu o să vorbim despre recorduri și titluri mondiale, cât mai mult o să vorbim despre puterea de a fi învingător și de a merge mai departe. Paul Georgescu, bine ai venit! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Mulțumesc pentru invitație! Și vreau să te întreb din start chiar așa, cine este Paul Georgescu? Cum te-ai descrie tu în câteva cuvinte? Câteva cuvinte. Paul Georgescu este un fost poloist. La Steaua. Dacă e să o luăm de la începuturi, la Clubul Sportiv Școlar numărul 1. Așa. După care la Sportul Studențesc, după care la Steaua, după care a devenit profesor de educație fizică și sport. Și a găsit o nouă pasiune în ape, atât ape, în ape libere, se spune că include și apele înghețate. Și mai cu seamă apele înghețate. Dar sunt tare curioasă, cum a fost trecerea asta? Pentru că am zis că n-a fost chiar așa bruscă. Ai trecut și prin triatlon, ai avut ceva probleme cu bicicleta. Povestește-ne mai multe. Da, după ce m-am lăsat de polo, am început să practic triatlonul. Și proba cea mai slabă a mea era bicicleta. Toată povestea cu traversarea canalului Mâneci a început când mi-a cumpărat un costum de neopren, așa cum au toți triatloniștii. Nu mi-a cumpărat doar mie, a cumpărat și unui părinte de la școală și directorului. Eu am avut ocazia, știu că era în 2015, într-un weekend aproape de sfârșit de sezon, m-am dus la mare, mi-am pus costumul și după 5 minute am ieșit din apă pentru că mă simțeam foarte transpirat, așa ca să zic. Era o povară, da. Neoprenul ăla. Și am sunat acel părinte și i-am zis că nici dacă are apa 16 grade, nu mai pun costumul ăsta pe mine. Și el atunci mi-a zis, vine mă, dacă ești așa de tare, de ce nu traversezi canalul Mâneci? Eu nu știam nimic despre canalul Mâneci. I-am zis, ce e aia? Ce ai că îți trimit un link și te uiți pe site-ul ăla și îmi spui, dacă vrei să-l traversezi, eu te susțin. 5 minute mi-au trebuit și atunci m-am hotărât să traversez canalul Mâneci. Cum te-ai pregătit pentru prima probă de foc? Pentru mă gândesc că nu ai intrat pur și simplu în apă și gata, a fost tot, ai înotat și acolo s-a terminat. Mă gândesc că e nevoie totuși de o pregătire pentru a face așa ceva. Da, avantajul meu era că eu chiar nu mă lăsasem de sport și înotul a făcut parte din viața mea foarte mult timp. Chiar la probe de triatlon eram chiar primul care ieșea din apă. După aia pierdea puțin pe bicicletă. Dar am început antrenamente mai intense. Am sunat un prieten care e antrenor de not, Matei Ciurcăneanu, care e și secretarul general al Federației Române de Natație și Pentatlon. Și el a acceptat, a zis, vino la birou, discutăm programul de antrenament și vedem ce facem. Și din 2015, în decembrie, am început antrenamentele specifice pentru traversarea canalului Mânecii. Fost niște antrenamente grele pentru că nu știam cu ce ne confruntăm acolo. Era ceva nou cred că pentru România aproape. Uh-huh. Notam foarte mulți kilometri. El încerca să se inspire să se uite pe diferite site-uri, să vadă cu ce se mănâncă. Am văzut că e apa foarte rece. De exemplu, eu prima oară când m-am uitat pe site și am văzut toți ei așa mai supraponderale, am zis, două naibii, trec grași ăștia și eu nu trec. Și după aia mi-am dat seama că ei aveau nevoie de un strat adipos mai consistent. În loc de neopren, nu? Era foarte exact, bun exact, stratul ca să ăla. Reziste, pentru că acolo temperatura pe este între 15 și 18, maxim 19, spre partea franceză. Acum depinde și în ce lună ești programat. Și cât a durat tot antrenamentul ăsta? Adică de la momentul în care te-ai hotărât și până efectiv ai făceam călcat? Făceam în fiecare zi, chiar și sâmbătă făceam antrenament. Deci din decembrie până în iulie, aproape 7 luni de zile. Antrenamentul ăsta, cu siguranță, n-a însemnat numai în not, pur și simplu, pentru că asta era o treabă pe care, cu siguranță, o stăpâneai și o stăpânești foarte bine. Dar cred că trebuie să iei în calcul mult mai mulți factori. Partea asta mentală da. E foarte importantă, nu? Și toate pericolele care te mai așteaptă la un moment dat și pentru care trebuie să te pregătești psihic. Da, de pericole doar ce citeai pe internet, altfel nu puteai să dai seama. Știu că cele mai grele erau întâlnirea cu meduzele, era cea mai grea. O să ajungem și la întâlnirea cu meduzele, pentru că știu că ai avut parte. Am avut parte în altă parte, meduze mai periculoase. Mm-hmm. Aici, în canalul Mânecii, mai era și povestea aceea cu curenții. Totdeauna sunt curenții, pentru că în linie dreaptă sunt 33 de kilometri, dar tu pur și simplu nu-ți mult mai mult, pentru că tu mergi pe lângă o barcă care
te ghidează pe parcurs și barca merge pe curent și într-o formă de S, cumva. Eu am notat 54 de kilometri parcă atunci. Ai și fost prima probă de foc, să spunem, a și fost una de anduranță și de mare glorie până una alta. De atunci s-au mai adunat câteva glorii în palmaresul tău. Adică... E bine de menționat că vorbeam despre puterea mentală, așa. Că eu am reușit din a doua oară. Prima oară mă luase valul deja, vreau să le bag recordul de traversare, adică nu, la valoarea mea. Și am întâmpinat pe partea franceză o furtună foarte grea și eram foarte, foarte, foarte obosit și a trebuit să mă scoată, plus hipotermia care se instalas. Pe care am venit la școală și elevii, că eu notasem în vacanță, și elevii mă întrebau ce ai făcut, mister. Și eu degeaba le explicam că am notat 40 de kilometri de așa, dar ei mă întrebau și ai ajuns? Fac, n-am ajuns. Și atunci a fost o motivație de asta interioară și m-a hotărât să-l traversez, să revin imediat în luna septembrie. În locuri aveam numai pe curenți puternici, curenți care sunt foarte, foarte puternici. Nu e recomandat să traversez pe curenți puternici, dar era singurele portițe în care puteam să mă reîntorc. Am ales să plec pe curenți puternici și, uite, cu ajutorul copiilor și motivației care a fost foarte, foarte mare, am reușit să traversez atunci. Fantastic. De fapt, uite, mi-ai servit la file următoarea întrebare, pentru că asta vreau să aflu. Ce te motivează înainte de fiecare cursă? Cu ce gând pleci? Acum mi-ai spus și bine de menționat, mentalitatea asta de învingător trebuie să aibă acolo și liniuța aceea să te gândești că ești foarte bun, dar că s-ar putea să te învingă altceva pe tine, trebuie să ții cont de lucrul ăsta. Dar ce te motivează când pleci într-o cursă? Păi, în primul rând copiii, elevii mei și familia mea. Chiar înainte să traversez a doua oară, aveam un curs de not cu anumiți copii de la școală și atunci mi-a venit mie ideea, am luat un marker permanent și semnați-vă pe brațele mele. Dacă vreau să renunț, să văd acolo pe brațe că să nu renunț. Și chiar m-a ajutat foarte mult, că am avut niște momente dificile la început. Cea mai grea perioadă, când bate vântul, sunt curenți dintr-o parte, vântul dintr-o parte și ești ca într-o mașină de spălat. Atunci m-am oprit și am zis, Doamne, ce am făcut eu să dai numai vreme din asta? Și chiar am vrut să renunț și după aia m-am uitat pe brațe și mi-au dat putere. Și atunci am continuat și după vreo două ore s-a calmat tot și a început. Și am putut... Spuneam despre gloria pe care ai adunat-o și de-a lungul timpului. Și la fiecare curs la școală se adună toți copiii în sala de sport și înainte cu o zi sau cu două se semnează pe brațele mele. A devenit tradiție deja. Da. Care este cursa cea mai grea pe care ai făcut-o până acum? Nu vreau să vorbesc despre cea mai tare cursă, cea mai bună cursă, ci cea mai grea. Toate au fost grele. Uh-huh. Canalul Mânecii cu Valsis am dat tot felul de curent și după care a urmat Canalul Catalina. Canalul Catalina, în care am avut un moment așa mai de slăbiciune, pe la jumătatea cursei mi se făcuse fric, dar am trecut și peste chestia asta. După o săptămână a fost Manhattan, în jurul New Yorkului. Acolo sunt curenți foarte... Că mergi pe Houston River. Deci mergi pe curent, dar când ne-am întors, bătea vânt din cealaltă parte. Deci pur și simplu se aduna viteza de deplasare cu viteza care veneau și te loveau balurile. Deci eram ca într-un meci de box, când primești numai unii în față. În Molokai, în Hawaii, valuri foarte mari, între insula Molokai și Oahu, 45 de kilometri, tot așa pe perioada nopții, acolo unde sunt tot felul de vietăți, toate speciile de rechini. Valuri puternice și pe la jumătate m-a avut o ruptură musculară la umăr și am dus-o așa toată. Deci toate cursele au o greutate și niciodată să nu pleci, gata, e ușor pentru mine. Nu. Trebuie să stai concentrat și... Pentru că orice greșeală costă, orice mică greșeală te costă. Nu poți să nu te întreb de meduze, că spuneai și mai devreme și deja, cred că mi-ai povestit de multe ori treaba asta cu meduzele, dar sunt curioasă să ne spui da, și nouă. S-a întâmplat și se va întâmpla, bineînțeles, în canalul Nordic. E un canal pe care n-am putut să-l cuceresc, deși am încercat de două ori. Dar nu te lași. Nu, acum nu are cu ce să mă surprindă. Un canal în care temperatura apei este între 11 și 13 grade, când are 13 și deja norocos.
Da, și pe lângă temperatura scăzută a apei, sunt niște metode foarte, foarte periculoase, care pur și simplu sunt... te electrizează și poate să fie fatale pentru succesul de a traversa sau chiar fatale pentru viața ta. Ultima oară trecuseră 6 ore jumate, mă luaseră multe meduze, adică începuseră chiar să not în ele, să bag mâna în ele și să not. Mai aveam vreo 3 ore maxim, vedeam Scoția, care era dintre Irlanda și Scoția. Atunci am zis antrenorului, mă simt puternic și după 5 minute s-a tăiat filmul. Și eu am crezut că din cauza hipotermiei, dar mi-au zis localnicii, nu hipotermia, veninul de la meduze s-a dus la creier și putea să te lase să-ți revii sau te-au scos. Și ei n-au vrut să riște și... Te-am întrebat înainte ce simți, ce gândești înainte de fiecare cursă. Acum te-aș întreba ce simți și ce gândești după fiecare cursă, după o cursă din asta foarte provocatoare. Care e sentimentul? După? Da. Mă gândesc la următoare. Stăteam de vorbă la un moment dat cu o campioană mondială și olimpică și am întrebat-o, ce simți când vezi acolo steagul României pe cel mai înalt Qatar, ți se cântă imnul? Și mi-a zis, știi la ce mă gândesc? Mă gândesc, Doamne, bine că s-a terminat. Adică n-am sentimente din alea înălțătoare și de asta eram curioasă să-mi spui și tu. Adică ești campion mondial, ai dobărât recorduri și până la urmă, da, deci nu te gândești exact la momentul ăla. Exact, la not în ape înghețate. Nu te-ai gândit la momentul ăla, foai, cât de tare sunt. Te gândești deja ce urmează, nu? Bineînțeles, la următorul obiectiv. Acum, cred că sunt puțin dependent de adrenalină și întotdeauna ridici ștacheta, dar știu și unde am limitele. Adică știu unde, până unde să o ridic, să nu ridic puțin mai sus. Dar le testezi? Ieși din zona de confort de fiecare dată? Totdeauna, uite, când am dobărât recordul Guinness de distanță în apă înghețată, eu știam cum o să fie cursa, știam că o să mi se taie filmul și o să... Tocmai de-aia vorbisem cu doctorul Vasile Oșan, care e medicul lotului național de canotaj, unul cei mai buni medici din țară. Și el tot încerca, că e și un foarte bun psiholog, știi, el tot încerca să mă pregătească mental și mi-a zis, Vasi, că așa îi spun eu, Vasi, tu doar așa să spui, după ce termin cursa, tu să te asiguri că nimic nu se va întâmpla cu viața mea. Adică, ai zis, Paule, din punctul ăsta de vedere, să stai liniștit. Și pur și simplu am luat o pietre de pe inimă și mi-am făcut cursa cum a trebuit. Exact s-a întâmplat cum mi-am imaginat, cum mi-am imaginat eu cursa și e bine când știi că ai în spate cel mai bun staff și are grijă de tine. Ești un sportiv mare, foarte mare și te felicităm de fiecare dată pentru lucrul ăsta. Ești și profesor de sport, mi-ai spus. Mai predai? Acum mai predai? Da, tot timpul predau. Nu, e meseria mea. Și mă gândeam, care e provocarea mai mare? Să înnoți în apele alea înghețate sau să fii de fiecare dată față în față cu elevii și să știi că trebuie să le transmiți ceva. Și acel ceva cred că înseamnă mai mult decât informațiile strict legate de sport. Nu, la școală e o plăcere, pentru că, uite, e o meserie frumoasă, cea de dascăl, pentru că ai de-a face, majoritatea timpului ai de-a face cu copiii, care sunt cele mai pure ființe, adică pur și simplu te încarcă cu energie. E o meserie frumoasă. Ei, de multe ori mă strică Paul. Sau Mister, mi-ai spus mai devreme. Mister sau aia, când se opinesc cu mine, Paul, era unul de-a lor, adică unul de-a lor. Și chiar una mică, care era mezina ștafetei care a traversat canalul Bunecii, Ana, o dată m-a strigat Paulic. Pa, bă, chiar a luat asta aici, chiar așa. Și ce le transmiți? Apropo de mentalitatea de învingător, de puterea de a ieși din zona de confort, de a depăși obstacole. Pentru că e foarte important ca generația asta despre care vorbim să aibă repere din punctul generația ăsta. Generația Facebook? Da, să-i spunem generația Facebook. Nu, e generația Facebook și cu siguranță e foarte diferită, da, de generația noastră. Că nu e generația Facebook, e Instagram, cum mi-a zis. TikTok, nu? Sau TikTok. Eu am zis, uite, aceeași fată, Ana, ce poză frumoasă. A făcut ravagii pe Facebook, notai și arătai așa victorii, notai în canalul Munici și arătai victorii. Zice, Mister, Facebook pentru moși. Prin ceea ce fac eu, doar simpla prezență ar trebui să inspire. Nu poți să faci un copil să fie imbatabil sau să-și depășească limitele, pentru că
fiecare este o individualitate, cum sunt și eu. Probabil că toată lumea spune că tu ești bine, cu siguranță special. Nu vor fi toți campioni, dar nu despre asta e vorba până la urmă. Da. Nu poți să scoți numai campioni din elevii tăi. Și nici nu cred că îți dorești lucrul ăsta până la urmă. Nu, dar vreau să-i fac să vadă că viața nu e chiar așa de rost cum li se pare și trebuie să lupte ca să câștige. Așa cum eu vin, mă duc, mă antrenez dimineața, vin la orele, predau și după aia văd ce fac eu când traversez de tot felul de canale. Așa trebuie să facă și ei, să când dau de greu, să nu cumva să renunțe când dau de greu. Sunt alte țări, de exemplu, ca să luăm și noi repere de peste hotare, sunt țări în care sportul nu se notează, nu se dau note, dar știu că se face sport în fiecare zi. Și cumva face parte din educația de bază, partea asta de pregătire sportivă la noi. Cum e? Cum stăm în anul de grație 2021? Pe cum e sportul la noi? Când eram noi elevi, veneau antrenori în școli și făceau selecții. Și acum cine mai e? Stai și aștepți copilul să vină. Niciodată nu o să vină un copil. Toată energia și-o focusează pe online. Adică trebuie să te adaptezi copilului și să-l faci, să-i placă să facă mișcare, să-l încurajezi, să... dacă ești, ai ochelari de cal și doar catalogul și nu rezolvi nimic, pentru că copilul ăla e un copil pierdut. Exact. Adică hai să facem cu aia bun și pe aia îi lăsăm așa. Nu, poate ăla n-are acum abilități, dar poate când în clasa a șaptea, poate o să fie campion olimpic. Se îndrăgostește de atletism și o să fie de mine campion olimpic. Mi-ai ridicat la file o nouă întrebare. Voiam să ajung la povestea cu Olimpiada. Suntem în anul de grație 2021. Am trăit povestea Tokyo 2020. Pentru noi n-a fost o poveste tocmai fericită. Dar vreau în primul rând să te întreb pe tine apropo de participarea la Olimpiadă. Notul în ape înghețate e deja sau nu e încă probă omologată? Are șanse să fie? Ice Swimming Association, prin președintele lor, Ram Barkai, un indian care pur și simplu a inventat acest sport, încearcă și încercăm și încerc și eu să-i ajut cu ce pot din țară ca să introducem măcar ca sport pilot. Sper că într-o zi o să bage măcar ca sport pilot și să vadă lumea că sunt foarte mulți notători care se lasă și care ar putea să treacă la și să participe la Olimpiadă. N-au putut să participe la not normal, să participe la not în ape înghețate la Olimpiadă. Ți-ai dori să participe la Olimpiadă? Da, ce înseamnă pentru un sportiv participarea la Olimpiadă? E ceva enorm. Am încercat și acum, dar pentru că n-am avut concursuri, am zis că o să încerc să pentru notul în ape deschise, dar nu, a fost niște vremuri foarte grele în care am avut și COVID, după care erau foarte puține concursuri și nici motivația nu mai era cum era, pentru că sunt vremuri foarte grele. Toată lumea mă sună și spune, nu te lăsa de ape înghețate, nu te lăsa, dar uite, am zis că, uite, pierdeți un notător, dar câștigați 10, pentru că eu formez un lot al echipei naționale României de not în ape înghețate, foști triatloniști și actual triatloniști, notători, și am început anul trecut pregătirea de adaptare și sper ca să se țină campionatul mondial de anul viitor din februarie din Polonia și sper să fie, să am vreo 10 notători. Apropo de chestia asta, de generațiile pe care le pregătiți voi, nu sportivii de astăzi, antrenorii de mâine și de astăzi, și vorbeam mai devreme de Tokyo 2020, sunt sigură că te-ai uitat la Olimpiada, ai urmărit rezultatele. Ai și comentat, așa. Cum se vede sportul românesc prin ochii unui om implicat de acum încolo? De ce e nevoie și ce lipsește? Dincolo de faptul că ai spus, nici nu mai ai bază de selecție foarte mare, dar ce lipsește? Implicarea statului? Pe tine te-a ajutat statul în vreun fel? Dar nu vreau să mă ajute, nu. Mi s-a mai pus întrebarea asta. Nici nu vreau să mă ajute statul, pentru că sunt banii aceia trebuie să fie alocați în alte părți. Cum ar fi banii primăriei. Faceți altceva, faceți parcuri pentru copii, aveți grijă de altceva. Adică nu trebuie mie bani de la stat. Dar numai că statul se mândrește de fiecare dată. Da, foarte bine. Simona Halep e un exemplu în sensul ăsta. E sportiva noastră, e sportiva româncă. Păi e sportiva că... noastră, da. Exact. Baza a fost tot, a reprezentat tot banii familiei până la urmă. Nu? Și așa se întâmplă de cele mai multe ori. De cele mai multe ori. Mm-hmm. Până în ajung la un anumit nivel, tot părinții suportă și afară. În alte țări. Adică nu văd nicio diferență. Numai că acolo e altă mentalitate, în primul rând.
tot ce a fost la Sydney, că Sydney a fost ultimele Jocuri Olimpice care au fost de excepție pentru România, s-a datorat vechii școli. Pentru că ei veneau din vechea școală, unde era cu hei rup, multă muncă. Cred că asta domina, multă muncă. Și acum, să zic, natația a început să meargă destul de bine prin Robert Glință, care e Robert Glință, și David Popovici, care e un fenomen în lumea natației. Și toată lumea, chiar când a comentat, se aștepta la medalie de la David. Dar David, el a încercat, a făcut tot ce a putut, dar David, să fim sincer, cu 3 luni înainte de Olimpiadă, nu era calificat la Olimpiadă. Și presa din România, de-abia după europenele de la Roma, a început să... Nici măcar după europenele din Budapesta, la senior, când s-a calificat la Olimpiadă, nu i-au dat valoarea pe care o are acest sportiv. Și acest sportiv face performanță din plăcere. Pur și simplu îi place să nuate. Și o să vedeți ce o să devină David Popovici. Dar, din păcate, doar un David Popovici, pe care nu putem să-l clonăm. La scrimă, tot Ana Maria Brânză, care de 3 sau 4 olimpiade ne aduce glorie sportului românesc. La canotaj, care se menține, pentru că au un staff profesionist. Doamna Lipa a adus cel mai bun staff pe care se putea aduce. Și în rest, atletismul, numai atletism. Polo, din sportul care vin eu, e din ce în ce mai jos. Fotbalul, să nu mai zici. Fotbalul e ceva special, e ceva aparte. Așa, se mai supără copiii, le spun la elevi, mă, fotbalul nu e sport. Să sperăm că se va reveni la mai mult și la fotbal. Poate se supărau pe mine. Nu, că și mie îmi place fotbalul. Eu eram microbist când eram mic. Și acum am avut echipe ale școlii foarte, foarte bune. Dar sportul e acolo și celelalte sporturi sunt aici, încolo. Trebuie să ne axăm pe sporturile care ne aduc nouă gloriile. Adică nu mai e generația Hagi care ne scotea afară, nu? Uite, acum ne-a scos, adică ne-a trezit David Popovici. Mm-hmm. Adică se trezea numai la 3. Eu comentam la un alt post de televiziune și primeam poze cu părinți care erau copiii 3. Uite, copilul meu la ora 3 dimineața așteptă finala lui David Popovici. Asta mi se pare o chestie fantastică. Faptul că când spui lucrul ăsta înseamnă că și generația Facebook sau Instagram sau TikTok, cum i-am spus mai devreme, e totuși pasionată de lucrurile astea. Și ăsta deja e un lucru mare. Da, și mai ales că e un copil de 16 ani. Pentru că eu mă bucur că David Popovici e un reper în ceea ce privește reperele de pe Facebook, exact, Instagram și așa mai departe. Și Robert Glință, la fel de inteligent, sunt doi sportivi de excepție pe care îi cunosc foarte bine și sper să mai apară, Da. Am zis că David se naște unul la 100 de ani. Deci ce anume? Inspirație, talent, așa, muncă și plăcere. Talent și inspirație puțin, muncă și plăcere enorm de mult, nu? Cam nu, ăsta e tabloul care descrie un David campion. Nu, la modul general, dar e vorba de David, sigur. Nu, David și muncă multă. E muncă din plăcere, o face cu plăcere. Cu zâmbet după buze. Și e un exemplu pentru toți copiii, de că se poate ajunge și acolo sus, să ne batem cu cei mai mari, la probele regină, cum e 100 și 200 de metri liber. Deci, până la urmă, ai încredere că lucrurile vor fi bune în continuare. Trebuie să avem încredere în lucrul ăsta. Să nu ne gândim neapărat la Paris, nu? Întotdeauna, și când în not, eu gândesc pozitiv. Așa, trebuie să gândim pozitiv și să sperăm că... Așa să fie. Paul Georgescu, mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta de azi. A fost o plăcere să stăm împreună și sper că am motivat cât mai multă lume să se apropie de sport, chiar așa, ca mișcare zilnică. Și cine știe, poate că din mișcarea zilnică se nasc și viitorii campioni olimpici, mondiali și așa mai departe. Mulțumim că ați fost împreună cu noi. Vă mai așteptăm și altă dată la TVR Timișoara.